Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne trimite următorul material, Marile minciuni ale istoriei comuniste românești, unde este adevărul. Să-i dăm citire. De ce manualele de istorie prezintă falsuri istorice? În general, se spune că învingătorii scriu istoria. Din păcate, mai toate lucrările de profil din întreaga lume sunt pline de exagerări, minciuni, manipulări și dovezi fabricate. Nici istoriografia noastră, din păcate, nu face excepție și totul începe cu vestitul citat din Herodot, dar care este redat fragmentat, omițându-se cu bună știință referirile grave și negative asupra getul dacilor și atracilor. Nici vestitele cronice ale lui Ureche, Costin, Neculce, Popescu sau Greceanu nu se scaldă în adevăr. Cronicile sunt părtinitoare și expun de fapt părările tagmei din care se trăgea sau se învârtea cronicarul respectiv. La cosmetizarea istoriei au contribuit indirect și marii noștri scriitori care au deformat viețile unor personalități istorice și exemplificăm doar prin portretizarea negativă a doi domnitori importanți, Alexandru Lăpușneanu și Despot Vodă, sau au ponegrit o întreagă perioadă, așa zisa perioadă fanariotă, insistând doar pe lăcomia și răutatea sau cruzimea unor fanarioți, neglijând faptul că trecerea de la evul mediu spre capitalism a început cu acești domnitori străini care au introdus educația și cultura în principatele române și schimbând din temelii boierimea cea învechită în caftane și ciubuc. Uneori au făcut exact invers, hiperbolizând oameni care nu meritau precum Cuza. Prin faptul că a fost participant norocos și indirect la procesul Unirii, istoricii și scriitorii au trecut cu ușurință peste marile vicii ale domnitorului, vicii care au pus în pericol economia țării, dar și valorile morale ale familiei, domnitorul fiind un exemplu extrem de nociv în acest caz. A urmat perioada istoriografică comunistă, perioada în care un oarecare Roller a modificat întreaga istorie națională, iar textele lui Marx au devenit bune și de căpătâi. Și aducem aminte de teoria Ardealului nepopulat la venirea migratorilor unguri sau, de ce nu, cifra fantasmagorică a țăranilor uciși la 1907 de la 100 și ceva, când Marx, preluat și de istoricii noștri, a supra-solicitat la 11.000 de victime și așa mai departe. Ceea ce nu înțelegem azi e faptul că, deși au trecut peste 3 decenii de la victoria Revoluției Anticomuniste, în continuare se persistă la mari minciuni, falsuri și manipulări istorice. În ceea ce urmează vom încerca să restabilim adevărul despre evenimente notabile, naționale și nu numai. Coiful de aur al lui Decebal. În mai multe mituri și legende sunt amintite armele de aur ale eroilor. Să ne aducem aminte de platoșa, coiful, sabia și sulița lui Ahile Peleianul, celebrul erou homeric întâlnit în poemul epic Iliada, sau de armura lui Gilgamesh, dar și de paloșele de aur ale feților frumoși din basmele autohtone. De asemenea, în aur luptau și Siegfried sau Roland. Autorii, marea lor majoritate anonim, credeau că dacă dădeau aurul ca materialul principal al armelor eroilor lor, îi ridicau pe aceștia pe o treaptă superioară. Eroul trebuia să fie puternic, viteaz și neapărat dotat cu aur, nu conta la ceea ce îl folosea, numai aur să fie, fiindcă acest material prețios nu era la îndemână oricui. De exemplu, un țăran sau un simplu oștean nu puteau avea armament din aur, fiindcă nu puteau deține materialul prețios. În schimb, marii eroi aveau aur și asta datorită poziției lor sociale, fie că erau regi, fii de regi sau chiar fii de zei, în cel mai rău caz, nobili și fiilor. Dar indicarea unor arme sau armuri de aur era din punct de vedere științific sau militar improbabilă. Aurul, fiind un metal moale, nu putea proteja corpul uman de lovituri și nici ca sabie sau paloș buzdugan să producă răni devastatoare eventualului dușman. În anul 1928, în satul Coțofenești, Coțofeni, din comuna Poiana Vârbilău, Prahova, un copil a descoperit din întâmplare un coif de aur pe care istoricii l-au declarat că a făcut de getodaci. Coiful era executat integral din aur și cântărea 770 de grame. Datarea prin carbon 14 a indicat cunoscuta perioadă la Aten. Coiful este o adevărată operă de artă, cu multe rânduri paralele de nasturi conici, radiați, plăci egale spiralate pe spate și doi ochi în față, conform arheologului Dumitru Berciu,
Coiful este un mixt persano-jet. Specialiștii spun că dacii nu cunoșteau atât de bine tehnologia prelucrării aurului încât să realizeze un așa obiect de artă și nu unul militar. Până la urmă, putea fi vorba de un simplu obiect de ceremonial care aparținuse probabil vreunui rege, căci erau foarte mulți pe acele timpuri, rege dac din zona de azi a Prahovei. Toate bune, dar vine și comunismul la putere, reînflorește pe vremea lui Ceaușescu un naționalism deșanțat, la care din păcate au participat și marea majoritate a istoricilor români, cu câteva excepții notabile. Aduceți-vă aminte și de cultul pentru Burebista, sărbătorirea 2010 ani, etc. Ieșise și un banc, Ceaușescu va acorda un mare premiu financiar românului care va descoperi carnetul de partid al lui Burebista. Da, să revenim la coiful de aur. Acesta a fost expus inițial la Muzeul de Antichități al României, după care probabil din motive de siguranță a fost în subsolul muzeului, unde s-a aflat tezaurul țării în frunte cu vestita cloșcă cu pui de aur de la Pietroasele Buzău. Numai că pe eticheta exponatului scria acum coiful de luptă al regelui Decebal. Imediat și propaganda comunistă a prins aripi și au început să apară articole științifice care demonstrau noua apartenență istorică a coifului. Fotografia acestuia apărea peste tot cu noua specificație, scriitorii scriau nuvele în care regele Decebal se bătea cu dușmanii având pe cap coiful de la Coțofenești. Dar din păcate și azi se găsesc destui pseudo-intelectuali care susțin încă teoria comunistă și încă se vorbește de coiful de luptă făcut din aur al regelui Decebal. Deși am explicat, nici din punct de vedere istoric și nici militar, coiful de la Coțofeni, nu putea să-i aparțină lui Decebal sau ca acesta să-l fi folosit în luptă. Marea victorie de la Rovine. În ziua de 17 mai 1395 sau în ziua de 10 octombrie 1394, istoricii nu sunt de acord nici până azi care e data corectă, a avut loc o confruntare cu noul sultan al turcilor Bayezid İlderim și voievodul muntean Mircea cel Bătrân. Nu sunt prea multe informații despre locul înfruntării sau despre modul cum s-a desfășurat, dar știm cu certitudine urmările ei. Printre puținele surse se numără două cronici turcești, lucrarea lui Laonic Calcohondil, cel care a scris că Mircea s-a mulțumit să hărțuiască oasta otomană, după care s-ar fi retras spre munți. Alte cronici susțin că Mircea cel Bătrân l-a așteptat undeva pe râul Argeș, într-un loc numit Rovine. Nu a fost identificat nici până azi, lupta a ținut până seara, iar trupele lui Bayezid ar fi fost oprite. Istoricii consideră că au fost de fapt două lupte, iar renumitul istoric Constantin Giurescu fixează Rovine în zona Craiovei. Istoria consemnează lupta de la Rovine ca pe o mare victorie a românilor și scriitorii au ridicat-o pe culmile alte, vezi Mihai Eminescu. O luptă e importantă prin urmările și câștigurile ei. Dar să vedem care au fost urmările marei victorii de la Rovine. Mircea pierde temporar tronul, fiind înlocuit de Vlad Uzurpatorul, susținut de Bayezid. Mircea fuge în Ardeal, unde se adăpostește câteva luni. Va reveni în țară după ceva timp și își va recupera tronul. Deci cum să consider o mare victorie o luptă în care voievodul pierde tronul și e nevoit să fugă în străinătate, în timp ce invadatorii își continuă înaintarea? Dar, de ale minciunii istorice, încă o mare victorie care nu a fost deloc victorie. Nu mai triplă sărbătoare, dublă minciună. Ziua de 9 mai e prilejul pentru o triplă sărbătoare pentru români. Ziua proclamării independenței față de turci, ziua capitulării Germaniei în cel de-al doilea război mondial și ziua Uniunii Europei. Din toate cele trei, doar ultima e corectă, fiindcă în ziua de 9 mai 1950, Robert Schuman a prezentat planul creării viitoarei Europe Unite și doctrina viitoarei construcții politice. În schimb, celelalte două comemorări sunt cu cântec. Să începem cu declarația neatârnării României față de Imperiul Otoman. În ziua de 9 mai 1877, în Parlamentul Țării au loc dezbateri asupra ideii de a participa alături de armata țaristă în războiul acesteia contra Turciei. Trebuie să reamintim ascultătorilor că țarul a refuzat inițial participarea României la război, dar după ce luase o bătaie cumplită și era în pericol să fie capturat sau chiar ucis,
trimisese o scrisoare în care implora pe domnitorul Carol să-i vină în ajutor și să-l scape de necaz. Dar să revenim la ziua de 9 mai. Dezbaterile se termină cu celebra declarație a ministrului român de externe Mihail Cogălnicianu. Dar toate discursurile și declarațiile erau doar dovezi de intenții, nu erau acoperite de un act oficial. Acesta avea să vină abia a doua zi, pe 10 mai, atunci când domnitorul Carol I emite și semnează decretul de independență. Și atunci de ce sărbătorim pe 9 și nu pe 10 mai? Simplu, autoritățile comuniste instalate la putere de tancurile sovietice nu puteau accepta pomenirea zilei de 10 mai, fiindcă ar fi corespuns cu fosta zi națională, ziua regalității, ceea ce era de neconceput de către comuniștii lui Paucăr și Dej și chiar cei ai lui Ceaușescu. Și în sfârșit avem și ziua capitulării Germaniei naziste, altă mistificare impusă de propaganda bolșevico-sovietică, dar să derulăm faptele și să vedem care e adevărul. După sinuciderea lui Hitler, generalii germani au început să-i contacteze pe aliați pentru capitulare. Noul conducător al Germaniei, mareșalul Jodl, a semnat capitularea în ziua de 7 mai, la Rem, în fața comandanților aliați, mai puțin a reprezentantului Uniunii Sovietice, mareșalul Zhukov. Gurile rele spun că acesta nu a ajuns la timp, fiind beat. Și totuși, actul capitulării a fost semnat și de un sovietic, generalul Ivan Susloparov. Dar nici lui Stalin și nici lui Zhukov nu le-a convenit și i-au scris pe aliați să repete identic ceremonialul ca o piesă proastă de teatru în ziua de 9 mai la Berlin, acolo unde se afla treaz mareșalul Zhukov. Propaganda sovietică a făcut mare caz de capitularea Germaniei, care s-ar fi predat și că Uniunii Sovietice victorioase. De neînțeles este însă atitudinea aliaților, care au acceptat fără discuții manipularea și mistificarea sovietică. Doar singur cunoscutul general George Patton a declarat: "Nu sunt convins că în acești ani ne-am luptat cu adevăratul dușman." La puțin timp, generalul a decedat în condiții misterioase, nici până azi neelucidate, într-o zonă franceză. Deci cum rămâne cu tripla aniversare? Oare când decidenții politici vor respecta adevărul istoric? Marx, Roller și cei 11.000 de țărani uciși la răscoala din 1907. Ce ne învață manualele de istorie și anumiți istorici despre răscoala din anul 1907? Că țăranii nemulțumiți de asupririle moșierilor și arendașilor greci, de numeroasele și grelele taxe și dijme, s-au ridicat la luptă, flacăra fiind aprinsă în localitatea moldoveană Frămâns și întinsă rapid în întreaga țară, iar guvernul liberal ar fi acționat în forță, trimițând armata și ucigând peste 11.000 de răsculați. Ăsta a fost adevărul, să vedem însă în ce condiții și cum s-a derulat răscoala. Într-adevăr, condițiile țărănimii erau dificile, dar nu într-atât încât să genereze un conflict sângeros. Rusia dorea de mult să ocupe Moldova și Dobrogea, așa că Ohrana, poliția secretă a țarului, trimisese agitatori în întreaga Românie, iar trupele țariste erau masate la granițe și așteptau doar un pretext de invadarea țării. Pretextul nimerit era o stare de răscoală care demonstra că țara nu era guvernabilă, iar Rusia putea interveni cică pentru a pacifica România. Și știm că Rusia nu mai pleacă niciodată de unde intră. Primele revolte au început în Moldova și s-au extins aproape în întreaga țară. La putere era un guvern conservator condus de Gheorghe Grigore Cantacuzino, guvern care s-a bâlbâit, i-a fost frică să ia măsuri și practic a clacat. La 12 martie, guvernul conservator a fost înlocuit de un guvern liberal condus de Sturza, care l-a numit pe viitorul erou al primului război mondial, generalul Averescu, în funcția de ministru de război. Noul guvern a declarat mobilizare generală și o parte din armată a fost trimisă pe malul Prutului pentru a preveni o eventuală invazie rusă. Restul armatei a fost însărcinată cu înnăbușirea răscoalei. Karl Marx și copiatorul lui, istoricul comunist Mihai Roller, au avansat numărul de 11.000 de țărani uciși, dar să vedem care a fost adevărul. În cele 10 zile de înfruntare, conform istoricilor comuniști, sute de sate au fost rase cu lovituri de turn, mii de țărani arestați și schingiți și aproape 11.000 împușcați, vezi istoricii Roller, Pascu sau Scurtu. În memorialul lui Averescu către regele Carol se vorbește de circa
1000 de victime, dar nu se specifică câți morți. Marele istoric Constantin Cegiurescu, după cercetări amănunțite, fixează numărul de morți puțin peste 200, dar cu următoarele specificații. Aproape 80 de victime îl reprezintă arendași, moșieri și soldați. Alte 40 de victime au fost colaterale și doar puțin peste 100 de țărani uciși. Istoriografia comunistă a avut toate motivele să bată moneda pe cifra de 11.000, fiindcă așa puteau arăta cât de rele au fost partidele istorice, dar și regale, cel care ziceau ei, patronase cu sânge rece măcelul țăranilor. Nu știm chiar cu siguranță adevărul, dar cifra susținută de comuniști a fost și este încă o mare minciună. Să nu uităm că dacă regele Carol și guvernul liberal nu interveneau decis, exista marele pericol al invaziei țariste și dezmembrarea definitivă a României. Concluzie. Din păcate, anumite mistificări și manipulări sunt prezente și azi în istoriografia românească și în acest material nu am pomenit decât câteva, fără să ne oprim la localizarea cetății dacice Buridava, politica și unirea lui Mihai Viteazul, legenda hiperbolizată a luptei de la Mărășești, alegerile din 1946-48, alegeri controlate de comuniști, subteranul așa zisei politici de independență a lui Nicolae Ceaușescu, etc. Sunt multe date și evenimente de lămurit, dar promitem că vom reveni în alte viitoare materiale. Este foarte bine ceea ce faci, George, pentru că dacă scot căștile din urechi și nu se uită un sfert de oră la telefon, poate copiii de azi cât de cât vor învăța adevărul. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!